Bine ați venit la un nou vlog cu Mariciu, doar că nu e Mariciu și nu e vlog. Acum e Mariciu și e vlog. Câștigătoarea! Bună! Asta e băcalea victoriei! Sacul de cartofi! Domnilor și domnilor, stimați vlog spectatori, am ieșit cu Ionasca să luăm... Doamnelor și domnilor, stimați vlog spectatori, am ieșit cu Ionasca să luăm prânzul. Suntem la restaurantul Borebista. Borebista, este chiar lângă TNB. Vis-a-vis de fosta ambasada Statelor Unite, de pe Batiștei. Și ne-am luat ciorbe de fasole. Uitați-vă și voi ce ne-am adus aici, că ne-am adus ardei și verde și murat și ceapă. Și bem și un vin. Revenim cu detalii. Bun, deci, Dumnezeule. Asta este pui cu usturoi. Pui făcut la ceaun cu usturoi. E Dumnezeu. Uitați-vă și voi cum arată sălățica asta. Mă rog, n-ai zis să o devastez. Deci ciorba a fost bestială, 5 sășici. Și prețurile sunt super bune, vi le spunem imediat cum plecăm de aici. E incredibil de tare locul. Doamne și domnule, a fost fantastic. Imediat discutăm și prețurile și dăm sășicile. Haideți cu noi. Da, deci situația se prezintă în felul următor. Cineva mi-a scris în comentarii o chestie, cumva mi-a deschis ochii. Acest parc pe care l-am eu, versiunea combo vine doar cu două baterii. Versiunea pe care o am eu are două baterii în plus, adică vine cu patru baterii. Asta înseamnă că ar costa undeva la vreo, deci încă 250 de lei și eu totuși îl dau la 2700 de lei. Adică aveți DJI Spark aproape nou, cu două baterii în plus, adică are patru baterii. 2700 de lei. Dă-o mă, s-a de treabă, e pomană, scăpați-mă de el, că mă sparge Ionesca. Am luat deja medicul, vă rog frumos. Revenind, mi-a venit o carte pe care chiar sper să am timp să o citesc. Am comandat-o de pe Amazon, a venit la poștă, am stat la poștă jumătate de oră ca să pot să iau carte. Este scrisă de tipul care este boss la YouTube pe partea de content. Adică el este răspunzător de toți vloggerii. Am văzut chestia asta la Casey Neistat, la interviul pe care l-a avut cu acest individ. Robert King. Înțelegeți voi, scrie aici. Abia aștept să citesc cartea asta. A scris-o acest individ. Da. Atât vreau să zic, vreau doar să mă laud că mai și citesc din când. Zaia fete de vină. În altă ordine de idei, imediat ne punem pe canapea și vorbim despre steluțele sășești, sășicile pe care le dăm la restaurantul Borebista. Am un friend. Georgiana, câte sășici? 5. Deci este un local de 5 sășici, dar sunt 5 sășici tradiționale. Adică nu vă așteptați să găsiți burgeri și alte nebunii. Este un loc unde găsiți mâncare românească super bună. Adică pula la ceaun cu usturoi a fost genial. Ciorba aia de fasole este de capul meu. Elementul de finețe, da, și de așa cireașă de pe tort, mi s-a părut farfuria aia care a venit împreună cu ciorba în care avea ardei verde, ardei murat și ceapă. Deci mi se pare că gen nu-ți place verde, ia murat, nu-ți place murat, ia verde, nu vrei niciunul din asta, mănâncă ceapă. Adică ia cu ceapă. Da. Super tare. Foarte frumos. Servirea foarte mișto. Clasic așa, ospătare de la cum trebuie, așa, un nene de la în vârstă, super amuzant, super cald. Ce mi-a plăcut foarte tare a fost că noi ne-am cumpărat fiecare cât o ciorbă și un felul doi împreună. Și ne-au întrebat dacă vrem să-l împartă în două farfurii și a venit împărțită puiul la ceaun cu garnitură și murătură, au venit împărțite în două farfurii separate. Da, da, și parcă erau două porții separate. Era imens, da. Era imens și prețurile foarte mici, adică... Am dat 100 de lei amândoi și am mâncat felul întâi, felul doi, mă rog, acel felul doi împărțit, suc și vin, două pahare, da, de vin.
ce oibă ăsta, toate cele, foarte mișto, foarte mișto, recomandăm. Este Boierbista, este lângă TNB, pe Batiște, vis-a-vis de fost ambasada Statelor Unite, nu știu ce mai e acum acolo. Da, bine, acesta a fost review-ul, vlogul continuă să continui. Da, eu vreau să spun, Marian, așa zice, am o dramă. Stau, așa. Am o dramă. Blocat. Caut un tricou, deci... Cei de la H&M, dacă cineva de la H&M care lucrează la H&M se uită la acest vlog, spuneți-mi și mie de ce aveți produse pe site la prezentare și când vreți să le cumperi nu există, adică nu există nici măcar gen stoc epuizat, să știu că a existat vreodată. Există pagina de Facebook H&M România? Nu știu, nu cred. Sunt foarte dezamăgit, deci caut un tricou. Ia verifică dacă există pagina de Facebook H&M România. Ce trebuie să faceți dacă vreți să faceți o faptă bună? Intrați pe pagina H&M România și... La ultima lor postare scrieți răspundeți lui Ionesca și dați tag lui Ionesca. Deci răspundeți lui Ionesca, răspundeți. Dar măcar nu am spus ce caut exact ca ce? Să răspund. A, dar ce cauți? Caut un tricou pe care scrie shoes and spaghetti. Așa, și? Care întrebare? Întrebarea este de ce nu-l găsesc să-l cumpăr și l-aveți totuși la prezentare pe site. Adică el există aici, nu că trebuie să arăt. Trebuie să arăt. Și asta este o dramă. Este o dramă. Deci există pe site, dar nu există de unde să-l cumpere? Există, gen, ți-l arată în tendință nouă, da? La tendință nouă unde sunt toate hainele pe care așa le au. Și există acest shoes and spaghetti, nu știu dacă se vede. Ăsta este tricou. Ăsta este tricou pe care îl vreau. Și l-am căutat pe site. Și nu este... L-am luat toate tricourile la rând, nu există și vreau acest tricou. Deci când îl aduce și de ce l-a spus pe site dacă nu le dă mâncare? Duceți-vă pe pagina H&M România și scrieți-le în comentarii sau pe Instagram sau pe unde îi prindeți. Ionesca vrea shoes and spaghetti. Tricoul cu shoes and spaghetti. Tricoul cu shoes. Deci o să pun eu pinned post, pinned comentariu aici și luați cu copy-paste și după aia duceți-vă și pâs și după aia puneți-l pe spamații. Haideți să-i spaimăm, haideți să... Ajutați-mă să-mi iau tricou. Vlogul continuă să continui. Suntem la beare cu un tovarăș care nu vrea să apară niciodată în vlogurile noastre. Uitați-vă la... Eu te-am născut, vezi cum se vede? Da, s-a aburit. S-a aburit așa, s-a aburit la nou. Ce vreau să zic, suntem la Ren's Pub. De mult vreau să ajungem aici, am mai venit de câteva ori și tot timpul urmau să închidă. Și acum am venit mai devreme, 9 fără un sfert. Aici se închide la un 11, jumătate, să zice genul. Mi-am stat pe canapea și pentru canapea este foarte joasă, mi-am pus o pernă sub fund atunci când eram copil. Da, bun. Opa! O băgăreaj la furgoneta. Ăla clasic și bun, ăla mare, ăla adevărat. Hai noroc, tovarăși care nu vrea să apară în bloc. Doamnelor și domnilor, un băgăreaj. Cum stă situația acolo, Georgiana? Ce e? Un tort de ciocolată. Poftă mare! Mulțumesc! Doamne și domnilor, tradiționala încheiere a vlogului de astăzi. Acesta a fost vlogul de azi.